Salut, camarazi, astăzi vă vorbesc despre OZN-uri peste instalațiile nucleare sovietice. Rapoarte despre OZN-uri care survolează instalațiile nucleare din fosta URSS sunt relativ ceva obișnuit. Ele au făcut necazuri militarilor și au determinat numeroase atacuri de avertizare și urmăriri de avioane. Un articol foarte detaliat este scris de jurnalistul și ufologul Vladimir Lagovski, care menționează un număr de episoade, citind pe ufologul experimentat Anatolie Distracov, care a făcut un studiu asupra armatei sovietice și apariției de OZN-uri. Comandamentul militar suprem sovietic a emis un ordin de a se opri tragerea cu orice fel de arme în OZN-urile care zumzăiau deasupra hangarelor de rachete, oricare ar fi fost obiectivele acestora. Extraterestre s-au dovedit a fi destul de liniștiți. Ordinul militar ulterior cu privire la aceste obiecte ar putea fi rezumat după cum urmează. Nu trebuie să existe nicio reacție la Letaui și Turelchi. Lăsați-i să spioneze, ei nu provoacă niciun rău special, cu excepția cazului în care sunt într-adevăr deranjați de răspunsuri militare locale. Celebrul ufolog rus Vladimir Avinsky a fost informat de cercetătorii din domeniul nuclear de la Institutul de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia, încă din 73 cu privire la un incident care implica un OZN. El a apărut noaptea deasupra instalației cele mai secrete din Dubna și a plutit timp de câteva ore. Generalul responsabil a intrat în panică și a informat Moscova că un aparat metalic de origine necunoscută a rămas imobil în aer deasupra clădirii principale, cerând instrucțiuni. Moscova a răspuns că cei care sunt autorizați știu ce să facă pentru a controla situația. Cu toate acestea, oamenii de știință și-au dat seama că Moscova nu a controlat nimic în această situație, mai degrabă OZN-ul, o sondă extraterestră, au teoretizat ei, controlat totul. Au fost trimiși curieri la Moscova cu toate fotografiile și documentele. Există un centru nuclear major localizat în regiunea Volga, Institutul de Cercetare Științifică a Reactoarelor Atomice din Dimitrovgrad. În vara anului 91, OZN-uri au apărut deasupra lui. Unele au coborât, localnicii au asigurat un investigator că astfel de farfurii zburătoare erau vizitatori frecvenți. În același an a existat un caz interesant de OZN-uri care încerca să prindă în plasă un automobil cu un om de știință interiorul acestuia. Obiectele erau sfere luminoase care se multiplicau în sfere mai mici care se roteau împrejur și existând raze între ele se combinau formând o plasă. Conducătorul auto a leșinat când a deschis ușa mașinii. Au existat martori oculari independenți care au raportat o sferă argintie care zbura peste zonă în momentul respectiv. Se spune că OZN-urile pot utiliza dispozitive prin care să corecteze geosistemele după experimentele nucleare ale omului. În aceeași vară, 2 martie, au raportat o apariție OZN. O sferă galbenă, uriașă, i-a plutit peste o construcție ciudată care avea lumini sclipitoare. Spre dreapta, o altă sferă portocalie emitea o rază puternică de lumină. Luminiscența era groasă, nu difuză, iar interiorul acestuia era o spirală vizibilă. De-a lungul spiralelor spre sol se mișcau piramide. Niciun zgomot nu venea de la obiecte, discul se muta la dreapta și la stânga, martorii au observat tot de la o distanță de 50 de metri, timp de aproximativ 15 minute. OZN-urile similare cu cele observate în zona Dimitrovgrad au coborât la sol obiecte transparente în formă de piramidă. Atunci când cercetătorii au încercat să le apuce, piramidele au vibrat și au săpat în sol, dispărând din vedere. Avmachi este de părere că astfel de piramide sunt dispozitive de dezactivare a izotopilor din sol și din apa freatică. De asemenea, extraterestrii pot folosi astfel de dispozitive să corecteze
geosisteme după experimentele nucleare ale omului. Numeroase rapoarte din mass media rusă au menționat OZN-ul în zona de testare nucleară Semipalatinsk, precum și zona de testare nucleară a insulei Novaya Zemlya, unde sunt văzute OZN-uri după aproape fiecare explozie. Valerii Kratovil, scriitor ucrainian interesat de aparițiile OZN, a fost membru al grupului de cercetare a lui Felix Ziegel încă din 72 și a colectat rapoarte despre OZN-uri ce au survolat instalațiile nucleare sovietice. Există date certe că în luna septembrie 1988 au fost observate două obiecte deasupra reactorului de la Institutul de Cercetare din Kiev. OZN-urile erau sfere luminoase de foc de aproximativ 8 metri în diametru. Raze luminoase de culoare roșie erau emise de aceste obiecte. Același tip de OZN-uri identice au fost observate deasupra Cernobâlului în 86 și toate aceste observații par să confirme un interes puternic extraterestru pentru instalațiile nucleare ale omului. Vă pup cu drag!